Rusaliile reprezintă o sărbătoare foarte importantă la români. Astfel, prima și a doua zi de Rusalii au o semnificație oficială, inclusiv în codul muncii, și sunt zile libere legale. Sărbătorirea Rusaliilor cade mereu duminica și lunea, ceea ce înseamnă că salariații care au program obișnuit de lucru de luni până vineri vor beneficia de ziua liberă doar la data de 20 iunie. Angajații trebuie să mai știe că legea ce reglementează acordarea zilelor libere conține și următoarea prevedere. Prin contractul colectiv de muncă aplicabil pot fi stabilite și alte zile libere în funcție de situație. Codul muncii prevede și că sărbătorile legale nelucrătoare, dar și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu se includ în durata concediului de odihnă anual. Cei care lucrează de Rusalii au dreptul la acordarea unor compensații speciale din partea angajatorului. Acordarea zilelor libere în zilele nelucrătoare de sărbătoare legală nu este valabilă pentru toți salariații. Legea este clară și arată că există anumite categorii de angajați care trebuie să lucreze în aceste zile. Înainte de toate, este vorba de unitățile sanitare și unitățile de alimentație publică. Acești salariați vor beneficia de acele compensații speciale menționate anterior.